de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața! Bună dimineața! Mai avem două zile și se încheie perioada de depunere a candidaturilor. Două zile în care sigur vom mai asista la zeci de știri, ba unul a câștigat, ba unul a pierdut, ba unul a fost contestat, ba unul n-a fost contestat. Vom trăi și vom vedea ce se întâmplă în această perioadă. Însă, oameni buni, n-ar fi campanie electorală dacă din când în când nu am avea și motive de distracție. Vă spun că azi dimineață am găsit, să-l numim așa, anunțul electoral al zilei din partea unui personaj destul de promovat, nu știu dacă și cunoscut, la un moment dat în județul Neamț, pe numele său Ilan Laufer. Nu știu dacă avem imaginea pregătită, o avem undeva acolo, poți să o dai și mare dacă vrei. Domnul Laufer ne-a anunțat astăzi că este cea mai frumoasă zi din viața sa. În această dimineață a aflat că soția este însărcinată chiar de ziua sa de naștere și ziua în care își depune candidatura. Asemenea bucurie n-a mai primit și pe urmă mulțumește. Le mulțumesc pe această cale tuturor colegilor și voluntarilor pentru un fantastic job, cum ar spune Trump. Acestea fiind zise, eu mi-aduc aminte că în campaniile trecute voluntarii erau folosiți pentru lipit afișe. Dar mă rog, fiecare poate folosi voluntarii în funcție de ceea ce consideră că este necesar pentru a aduce cât mai multe voturi. Da, mergând de aici, mai departe, invitații de astăzi, două personaje politice pe care le cunoașteți foarte bine, au mai fost la noi în emisiune, n-au mai fost în această echipă până acum, domnul Dragoș Chitic, actualul primar al municipiului Piatra Neamț, și domnul Bogdan Gavrilescu, actualul viceprimar al municipiului Piatra Neamț. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am regăsit! Bună ziua! Acum să facem prezentările până la capăt. Domnul Dragoș Chitic, primarul municipiului Piatra Neamț, candidat al Partidului Mișcarea Populară pentru un nou mandat la primărie. Domnul Bogdan Gavrilescu, președintele Partidului Mișcarea Populară, candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț. O schimbare radicală față de ce știam acum câteva zile. Nu cred că este o schimbare atât de radicală. De ce? Ar fi trebuit să știm doar de mult? Nu. Am căutat și Partidul Mișcarea Populară. Știți că tot timpul a venit cu proiecte și a promovat proiecte. Am stat, am analizat, am discutat cu colegii, am căutat soluțiile cele mai bune și ne-am dat seama că multe din proiectele Partidului Mișcarea Populară, proiecte de care am vorbit la Piatra Neamț și în echipa de la PMP și în presă, sunt strâns legate de Consiliul Județean. Și aici discutăm de centura orașului Piatra Neamț, care o gândim o centură ocolitoare la un regim de 4 benzi, care nu avem cum să o desenăm doar pe raza municipiului și atunci, pentru a fi utilă, trebuie să ne ducem în zona Consiliului Județean, trebuie să implicăm și UAT-uri din vecinătatea municipiului Piatra Neamț. Discutăm aici de accesul spre Piatra Neamț și discutăm de drum expres, ieșire spre Bacău, ieșire spre Roman. Avem proiectul autostrăzii Iași-Târgu Mureș, care este un proiect al Partidului Mișcarea Populară și atunci vom avea nevoie de ieșirea spre această autostradă pentru că va fi conectivitatea cu vestul Europei. Deci discutăm aici de lucruri care sunt strâns legate de Consiliul Județean și atunci a trebuit
să găsim soluțiile cele mai bune. Soluția cea mai bună era ca Bogdan Gavrilescu să candideze la Consiliul Județean, dar nu înainte de a găsi soluția cea mai bună pentru primăria Piatra Neamț. Și cred că astfel, astfel, Partidul Mișcarea Populară a găsit echipa ideală și echipa care poate face o administrație pentru cetățeni, împreună cu cetățenii, care să ducă Piatra Neamțul și Județul Neamț acolo unde spunem de câteva luni bune de zile, un oraș de 10 plus, un județ de 10 plus. Nu cred că sunt astăzi anunțați candidați mai buni decât candidații Partidului Mișcarea Populară. De ce spun acest lucru? Pentru că avem experiență în administrația publică locală, avem echipă care trage împreună și este permanent în contact cu cetățeanul. Este o familie, familia PMP. Noi spunem că mai avem un slogan, toți pentru Piatra Neamț, toți pentru Neamț. De ce? Indiferent câte persoane aduci, dacă aduci într-o echipă un Ronaldo, nu este suficient să joace numai Ronaldo. Este nevoie să joace toată echipa și să pună în valoare vârfurile de lance ale echipei. Domnul Dragoș Chitic, vă simțiți Ronaldo? Că eu asta înțeleg din ce ne spune domnul Gavrilescu. Dacă vă simțiți Ronaldo, vă rog să-mi spuneți care sunt motivele pentru care dumneavoastră ați făcut acest pas. Pentru că eu am auzit declarațiile de până acum, dar întrucât noi doi în emisiune am discutat de mai multe ori subiectul și cu seriozitate l-am discutat, nu l-am discutat nici la modul hai să facem o glumiță sau altceva, vă rog cu aceeași seriozitate să ne spuneți ce s-a întâmplat în ultimele 3 săptămâni, eu dacă țin bine minte, nu mai rețin, da. 29, cam așa am avut emisiune. Aproape 3 săptămâni. Da? Și atunci ați ieșit, ați spus niște lucruri foarte clare și s-a întâmplat ceva. În măsura în care aceste lucruri ar trebui cunoscute și eu cred că ar trebui cunoscute, vă rog să ne spuneți lucrul acesta. Da, nu mă simt Ronaldo, mă simt Dragoș Chitic, omul pe care îl cunoașteți și pe care pietrenii îl cunosc și voi rămâne același Dragoș Chitic în continuare. Eu vreau să-i mulțumesc domnului Bogdan Gavrilescu pentru acest parteneriat, pentru acest drum pe care am pornit împreună. Și din punctul meu de vedere este tandemul cel mai potrivit pentru Consiliul Județean Neamț, Primăria Piatra Neamț și sunt convins că vom avea susținerea publică pentru a obține ceea ce ne dorim. Este foarte adevărat că în urmă cu aproape 3 săptămâni, chiar aici în emisiune la dumneavoastră, lucrurile stăteau altfel și între timp s-a produs o schimbare. Oamenii mă știu, sunt un om serios, am spus cu toată sinceritatea ceea ce am spus acum 3 săptămâni, dar la fel, cu toată sinceritatea și cu onestitate, spun faptul că din acel moment s-a întâmplat ceva și, dacă îmi permiteți expresia, sentimentul meu a fost că după acea declarație a înnebunit lupul. De ce spun asta? Spun pentru că duminică știți că am venit cu o postare în care afirmam... Mi-aduc aminte foarte bine. Afirmam, da. Adică o luăm cronologic, așa, cum stăteau evenimentele, afirmam că în spatele vorbelor mieroase, uneori se ascunde lupul și începând de joi, chiar după declarația care am dat-o la dumneavoastră, am simțit o schimbare din partea unor oameni în abordarea față de mine și în discuțiile pe care le avusesem la momentul respectiv. Eu am plecat dintr-o echipă
dar nu vreau să fac așa cum în general se procedează, să-mi critic echipa din care am plecat. Voi reacționa doar atunci când simt că este cazul. Din păcate văd că ai mei colegi, ai mei foști colegi procedează cu totul altfel, dar este alegerea și decizia lor. Eu nu vă cer să vorbiți despre echipă. Pe mine mă interesează ca alegător în Piatra Neamț următorul lucru. Motivul pentru care s-a întâmplat acest lucru, acele poziții au legătură cu candidatul PNL la primărie sau nu? Pentru că aici, de fapt, cred că este problema. Eu țin minte foarte clar că a spus așa, voi sprijini candidatul care va fi anunțat și care a fost selecționat în urma unor discuții, inclusiv cu mine. Parcă așa era declarația. Puțin nuanțată. Nuanțată. Deci voi încerc să... Da, voi susține candidat crezând că Partidul Național Liberal la Piatra Neamț va alege un candidat care să câștige alegerile, nu care să piardă. Din păcate, și răspund foarte concret aici, alegerea candidatului de la Piatra Neamț nu este cea mai bună variantă. Nu înseamnă că nu făcea parte din acel grup de candidați pe care eu aș fi putut să-l susțin, dar haideți să spunem cu toată sinceritatea și nu o să dezvolt mai mult de atât decât dacă va fi nevoie, pentru că sunt chestiuni de bucătărie internă și nu este corect să le discutăm în public, dar candidatul de la Piatra Neamț nu a beneficiat și nu beneficiază de susținerea majorității organizației Piatra Neamț. Eu nu mi l-am asumat și am spus lucrul acesta. Nu am dat un răspuns clar că îl pot susține, pentru că ca eu să-l pot susține, trebuie să simt că acest candidat poate câștiga alegerile. Așa stau lucrurile din acest punct de vedere. Și ăsta este unul dintre elementele care m-a determinat să iau această decizie. Un alt element este o lipsă de încredere care a apărut între timp și practic nu poți să fii alături de o echipă atunci când încrederea îți este înșelată, când încrederea dispare. Și poate că motivul esențial și este al treilea element important care m-a determinat să iau această decizie este faptul că eu mi-am comandat un sondaj de opinie. Eu sunt inginer, îmi place să fiu un om calculat și nu iau o decizie dacă n-am toate argumentele clare în spate. A fost un sondaj de opinie care l-am realizat la sfârșitul weekendului trecut, în urmă cu o săptămână, și pentru care am primit marțea trecută rezultate. Din acel sondaj de opinie rezultă clar că eu am susținere foarte bună din partea cetățenilor, dar ce rezultat cel mai clar, și asta m-a îngrijorat, faptul că dacă eu n-aș fi anunțat o candidatură, dacă nu candidam, era un risc major ca primăria Piatra Neamț să fie câștigată de un candidat al stângii. Un lucru pe care nu mi-l pot permite nici ca cetățean al acestui oraș să risc să am un primar din partea stângă, pentru că nu am garanția că proiectele pentru care am muncit și pentru care avem semnate contractele de finanțare, acele proiecte europene și alte proiecte vor fi implementate cu succes și nu am garanția că orașul va rămâne pe mâini bune. Deci e foarte interesant asta cu candidatul de stânga. Era dat un candidat sau faptul că era de stânga? Sunt doi candidați de stânga astăzi, deși l-aș pune și pe al treilea, că ALDE are L-ul ăla în titulatură, dar e cu stânga și la guvernarea națională. Bine, ei n-au legat niciodată ca o doctrină. Dar eu vorbesc de cei doi candidați de stânga cu potențial de a câștiga primăria Piatra Neamț. A, deci e vorba de cei doi, da. Bun, am lămurit în mare parte lucrurile acestea. Vorbeați de o echipă unită, vorbeați de candidaturi cele mai bune pentru județ și municipiu. Haideți să vorbim un pic despre aceste proiecte. Eu recunosc că deja am coșmaruri și le am cu adevărat când se vorbește despre proiectele de pe Cozla. Toată lumea face proiecte pe Cozla.
Deci nu mai există un candidat care să nu facă un proiect pe Cozla. După ce se încălzesc tare pe Cozla, toată lumea face baie în lacul de la Bâtcă și toată lumea merge pe centuri. Haideți să vorbim la modul cât se poate de concret. Și eu vă las să discutați împreună, ca să spun așa. Sigur că da, o să discutăm împreună, pentru că sunt proiecte pe care chiar le-am gândit împreună. Gândiți-vă că e o ședință de partid. V-aș spune că mai degrabă e o ședință administrativă. O ședință administrativă, da? Uite, luni dimineața ședința primar-viceprimar. Așa cum a fost în cei 4 ani, aproape în fiecare zi. Și aici aș vrea să punctez faptul că am fost coleg cu Bogdan în acești 4 ani în cadrul primăriei Piatra Neamț și o colaborare foarte bună și a fost și unul dintre motivele pentru care am ales Partidul Mișcarea Populară, pentru că este Bogdan Gavrilescu viceprimar timp de 4 ani alături de mine la Piatra Neamț, un om onest, un om capabil, un om determinat să pună în practică proiectele pentru Piatra Neamț și pentru Neamț și totodată am găsit acolo o echipă frumoasă, o echipă unită. Haideți să vorbim despre proiecte și eu doar o să spun seturile de proiecte pe care le pregătim. E adevărat, toată lumea vorbește despre orice în această perioadă pentru că vrea să câștige voturi de la populație. Noi suntem puțin altfel. Noi nu vorbim despre ceea ce vom face, ci vorbim despre ceea ce am făcut, pentru că sunt foarte clare lucrurile astăzi în Piatra Neamț. Știm foarte bine că în momentul în care eu am preluat mandatul de primar, municipiul Piatra Neamț avea 326 de milioane de lei datorie, o sumă enormă, însemnând de 2 ori bugetul orașului, bugetul anual al orașului Piatra Neamț. Era clar că în aceste condiții, în condițiile în care plăteam 3,2 milioane de lei pe lună rate la bănci, nu poți, din bugetul local, să faci proiecte majore de investiții pentru Piatra Neamț. Și atunci am acționat pe 2 fronturi. Primul front, obținerea stabilității financiare, reducerea acestor datorii ca să putem funcționa și întreține corespunzător orașul, dar nu înseamnă că am început să ne plângem, ci am căutat soluții pentru dezvoltare. Soluția pentru dezvoltare este atragerea de fonduri, în principal europene. Sunt proiecte guvernamentale pe care le-am accesat, PNDL în principal, dar sunt proiecte europene pe care le-am accesat și astăzi când noi vorbim, avem semnate deja contractele de finanțare pentru 24 de proiecte cu finanțare nerambursabilă, care însumează 52 de milioane de euro și nu ne oprim aici pentru actualul exercițiu financiar. Nu o să le dezvoltăm acum, că nu este timpul necesar, dar le vom prezenta în cele 6 săptămâni până la alegeri și, evident, și după aceea. Un al doilea element, și aici a vorbit foarte bine Bogdan, despre exercițiul financiar următor al Uniunii Europene, perioada 2021-2027. Aici noi deja am creionat, și nu numai că am creionat, dar am discutat la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Est, pentru că aceste proiecte trebuie corelate cu prevederile ghidurilor de finanțare, adică să vedem ce se finanțează de către Uniunea Europeană. Nu putem veni cu fantasmagorisme pentru care nu se obține finanțare nerambursabilă. Și sunt 5 proiecte majore, care înseamnă centura orcolitoare pentru oraș, dezvoltarea zonei de transport public, care înseamnă acoperirea Albei Părului cu Ești, continuarea pistelor pentru biciclete, o parcare la intrare în oraș pentru a stimula deplasarea cu mijloace de transport alternative și totodată, că vorbeați de Cozla, este evident că trebuie dezvoltată infrastructura turistică pe masivul Cozla, dar trebuie făcute acele genuri de investiții care să atragă cu adevărat turiști acolo și ca turiștii să poată veni 12 luni din 12 pe Cozla. Preia ștafeta, domnul Bogdan. Nu, dar trebuie să citesc un mesaj de la un membru de partid al dumneavoastră. Vă rog. Că venirea lui Dragoș Chitic la PMP aduce un dublu beneficiu. Spune, vă vom câștiga primăria așa și totodată îl va determina pe Bogdan să vorbească mai puțin. Deci, da. Știți că nu vorbește mult, mai mult face decât vorbește. E chiar un membru PMP și... Da, probabil colegii... Colegii din partid s-au obișnuit cu mine să vorbesc mai mult pentru că în partid probabil că vorbesc mai mult,
încercând să îi mobilizez, să îi sudez, să facem această echipă. Prioritar pentru mine a fost, de când am venit la conducerea Partidului Mișcarea Populară Neamț, să reconstruiesc acest partid sau să-l reorganizez, să vină alături de noi oameni determinați să schimbe ceva în administrația locală și în politica din Neamț. Deci de aici a venit această afirmație, poate mă fac să vorbesc mai puțin. Nu, nu voi vorbi mai puțin, voi vorbi la fel de mult. Dar, de glumă, de dar legat de primărie, legat de administrație, să știți că nu-mi place să vorbesc fără rost. Încerc să fiu cât se poate de punctual, încerc să finalizăm proiecte. Am spus-o de multe ori. Noi am încercat în toți acești 4 ani să stabilizăm primăria, să privim în viitor. Noi nu am venit cu proiecte imediate, proiecte care poate pentru alții sunt prioritare pentru că se gândesc la alt rând de alegeri, se gândesc să aducă voturi. Nu, noi am gândit o strategie pentru orașul Piatra Neamț de termen lung. Am vorbit aici de proiecte care vor dura la implementare, dar va schimba în totalitate fața orașului. Îmi place să cred că cetățenii vor fi alături de o echipă care poate și a demonstrat că poate să vină cu proiecte și soluții pentru municipiul Piatra Neamț. Și aici, Bogdan, te rog, că tot ne-a lăsat să facem o discuție ca la primărie. Da. Trebuie spus faptul, pentru că am fost întrebați, de ce nu le-ați făcut până acum aceste proiecte. Pentru că a fost un calendar al Uniunii Europene în privința programului operațional regional și anul trecut a fost, spre sfârșitul anului trecut chiar, pentru cele mai mari parte dintre axe, termenul final pentru depunerea acestor proiecte. Deci noi le-am depus la momentul în care, în calendarul realizat de finanțator, se puteau depune. Mai mult decât atât, sunt termene care s-au prelungit pentru depunere, pentru că noi ne făcusem treaba, dar se pare că au fost și primării care nu își făcuseră treaba și nu depuseseră proiectele și atunci au prelungit termenul să poată depună și ceilalți. După care a urmat perioada de analiză acestor proiecte din partea finanțatorului, a urmat aprobarea acestui proiect, semnarea contractului de finanțare și acum suntem în etapa pentru mare parte dintre ele de procedură de licitație pentru proiectare acolo unde este cazul și execuție. Ceea ce înseamnă că începând cu primăvara anului viitor, 2021, pentru că e clar cel puțin cele de infrastructură exterioară nu pot fi lucrate iarna, orașul Piatra Neamț va fi un șantier și va fi un șantier în sensul bun al acestei expresii. În momentul acesta, practic, prin candidatura domnului Chitic s-a resetat jocul politic, nu numai la Piatra Neamț, ci și la nivel de județ. Ideea ar fi că cu atâția candidați, cu două partide importante care se pot mobiliza prin structurile locale, se va ajunge, părerea mea, la niște consilii locale și la un consiliu județean destul de pestrițe. Cum vedeți dumneavoastră, din punctul de vedere al PMP-ului, viitoarele, cum să spunem, nu colaborări, că nici nu poți să le spui colaborări, că de fapt ar trebui să fie o chestie de normalitate, dar cum vedeți viitoarele colaborări? Pentru că în momentul acesta, cel puțin PMP-ul vis-a-vis de PNL, e o situație mai greu de discutat la nivel de colaborare, cel puțin acum, nu știm ce o să fie după alegeri, și ce se va întâmpla? Cum vedeți dumneavoastră? E foarte interesant pentru că pe mine mă face și mă ajută și pe cei care se uită, ne ajută no. să Eu vreau să vedem ce se... prioritar și rugămintea noastră a fost întotdeauna la partidele politice
să aibă o mare grijă la lista de candidați. Noi am fost și suntem partidul care analizăm foarte, foarte bine candidații, oamenii care vor intra în listă. Nu aș vrea să ajungem la situația din 2016, pentru că avem experiența ultimilor 4 ani, care ne-a demonstrat că ajung oameni în Consiliul Local care nu-i vezi. Îi vezi numai acolo că sunt prezenți în Consiliul Local sau Consiliul Județean. Sunt pe post de ventilator. Da. Da, și se mișcă aici. Deci, rugămintea noastră ar fi pentru ceilalți să fie atenți. Dar astăzi, Partidul Mișcarea Populară are, cred, cea mai bună, nu cred, sunt convins că are cea mai bună listă de consilieri locali. Am spus-o, am făcut apel în permanență, ați spus că este mai greu cu PNL-ul. Nu. Partidul Mișcarea... Vorbesc de colaborarea viitoare, da, indiferent Partidul, de oamenii. Partidul Mișcarea Populară, să știți că este un partid de dreapta, un partid care în continuare își dorește unirea dreptei. Nu vom uita sau nu vom da deoparte această gândire niciodată. Eu îmi doresc ca dreapta să fie unită și dreapta să demonstreze că poate să devină o forță, o dreaptă politică lucrativă. Domnul Bogdan, uite, în momentul ăsta și eu îmi doresc să fac parte din echipa de voluntari a domnului Ilan Laufer. Dar și cine vă oprește? Nu pot, pentru că el e la București, eu sunt aici. Păi... Dar între a dori și calculul acela politic crud și realist, este o diferență, cred. Este și a făcut dovada anii din urmă în care tot am spus, haideți să unim dreapta, haideți să găsim soluții pe partea dreaptă. Nu s-au găsit, nu s-a vrut. Noi ne vedem de traiectoria noastră, noi ne vedem de drumul nostru, noi mergem mai departe, dar la un moment dat, speranța moare ultima. Eu zic că la un moment dat se vor găsi aceste soluții. Deci nu eliminăm aceste discuții nici cu PNL-ul, nici cu PSD-ul, nici cu Pro-România. Noi vom fi oamenii care discutăm cu toată lumea, pentru cetățeni. Da. Noi aici avem o poziție clară, fermă și unitară. Suntem un partid de dreapta, suntem oameni de dreapta și este clar că prima noastră opțiune pentru a realiza o majoritate în Consiliul Local este discuția cu forțele de dreapta. Este clar că în Consiliul Local Piatra Neamț niciunul dintre partide nu va avea majoritatea necesară pentru a face sau suficienți consilieri locali pentru a face singuri o majoritate în Consiliul Local. Ați spus-o și dumneavoastră, e fărămițată, sunt eu multe... cred că nu există aceasta, decât în eu, o situație dar, foarte... Aici vreau să mai adaug un element. Spuneam că ne dorim o dreaptă unită, a spus-o și Bogdan, o spun și eu. Clar, ne dorim o majoritate pe dreapta în Consiliul Local și în Consiliul Județean Neamț. Gândiți-vă că vor urma 4 ani de zile fără alegeri. Și atunci este nevoie de majorități solide, constructive și lucrative în consiliile locale și în Consiliul Județean, pentru că în acești 4 ani va trebui cu toții să ne dezbrăcăm de haina politică și să punem umărul la treabă pentru dezvoltarea orașului Piatra Neamț, dezvoltarea județului Neamț și a tuturor localităților din acest județ. Da, aș vrea să subliniez aici. Suntem partidul care a militat și am strâns peste 1 milion de semnături pentru revenirea la alegerea primarului în 2 tururi de scrutin. Eu mi-aș dori ca cetățenii să privească acest lucru ca o normalitate și, dacă se poate, să considere că al 2-lea tur de scrutin aceste alegeri din 27 septembrie, pentru că dacă vom obține o majoritate
stabilă și vom avea un 50+1 din electorat, cu siguranță va fi mult mai ușor să construim pe viitor. Este mult mai ușor de lucrat. Nu ne este frică de nicio discuție, nu ne este frică de nici un viitor, oricât de fragmentat ar fi Consiliul Județean și Consiliul Local. Dar noi vrem să stabilizăm și să construim municipiul Piatra Neamț. Domnul primar, ați lucrat cu un Consiliu Local care de multe ori pe o anumită zonă al sa a fost ostil. Ce să mai o dăm pe aici pe acolo. Deci este clar că pentru a lucra cum trebuie, pentru a putea trece proiecte mari, eu nu vorbesc de proiectele mici care, mă rog, mai se întâmplă ceva pe acolo. Eu vorbesc de proiecte mari, așa cum s-au făcut în orașe mari, la care ne place să ne raportăm, chiar dacă lucrurile nu sunt la fel. Unde? Ai nevoie câteodată să faci chiar exproprieri? Ai nevoie să iei decizii care pot părea în momentul acela, nu știu, mai ciudate? Și atunci, eu cred că după alegeri ar trebui, primul lucru care ar trebui discutat este acela, facem sau nu facem lucruri mari? Sau ne mulțumim, vorba noastră, trebuie să plătim prima dată datoriile, pe urmă, să vedem ce putem face, din ce ne mai rămâne, ca să intrăm cu cofinanțări și să vedem ce facem pe acolo. Deci, cred că asta este cheia viitoarei dezvoltări. Și, sincer, nu agrez deloc tonul acesta, să spun, războinic, nici dintr-o parte, nici din alta, pentru că toate aceste lucruri vor lăsa urme, cicatrici, care e greu să le vindeci în Consiliul Local după aceea. Domnul Bălănescu, în 2016 a fost 11 candidați la primăria Piatra Neamț. Mare parte dintre ei au dus o campanie destructivă, o campanie murdară chiar, și au pierdut. N-au înțeles nimic. Sunt unii care merg în aceeași direcție și mă doare mai mult când văd din zona de dreapta că se întâmplă lucrul ăsta, duc o campanie murdară, o campanie destructivă și vor pierde iar. Ați spus foarte bine. Vreau să lase un teren pe care să putem discuta după aceste alegeri. Pentru că atât timp cât cobori nivelul într-o bătălie electorală, este greu să mai poți sta la masă cu acel competitor după 27 septembrie. Dar încă o dată vă spun, interesul meu, al lui Bogdan și al nostru, al Partidului Mișcarea Populară, este să avem după 27 septembrie majorități constructive, sănătoase și lucrative pentru a putea dezvolta comunitățile. Este singura soluție și ați precizat foarte bine de a putea realiza dezvoltare și bunăstare în comunitățile din Județul Neamț și în Județul Neamț în ansamblu. Bun, haideți vorbiți-ne un pic despre echipe. Noi, echipa de la Piatra Neamț, am discutat despre ea, s-a schimbat ceva odată cu venirea dumneavoastră în formula de echipă, după aceea să vorbim de cea de la județ. Nu, eu n-am venit să, pentru funcții, n-am venit să ofer echipei mele funcții în Partidul Mișcarea Populară. Pentru că această mutare s-a produs destul de târziu, atât lista de consilieri locali cât și de consilieri județeni la PMP era făcută, nu este corect să luăm locul cuiva de acolo, mai ales că au muncit în această echipă până acum. Pe noi ne interesează să facem o echipă care să funcționeze pe principii sănătoase și corecte și fiecare membru al echipei să fie răsplătit după munca pe care o desfășoară, după onestitate și după rezultatele pe care le obține. Pentru că așa este firesc. Când vorbesc de răsplătit, mă refer la funcții în partid și nu la altceva. Eu cred că ne-am armonizat foarte bine încă de la început. Sunt foarte mulți oameni din echipa mea
care au trecut alături de mine, sunt și oameni care nu-și doresc neapărat să se înscrie în Partidul Mișcarea Populară, dar sunt susținătorii acestei echipe și nu doar susținătorii mei. Sunt susținătorii întregii echipe Mișcarea Populară, acest tandem, Dragoș Chitic, primar la Piatra Neamț, Bogdan Gavrilescu, președinte de Consiliul Județean. Bogdan Gavrilescu la județ? La județ este la fel, aceeași listă, aceeași oameni și aceeași gândire de poziționare pe listă. Poziționarea pe listele la județ au fost pe criterii foarte clare. În primul rând, număr de voturi, UAT-uri, mărime UAT-uri pe care le reprezintă. Pentru că fiecare om reprezintă o comunitate. El luptă pentru, în primul rând, pentru comunitatea lui. În general și în echipă luptăm pentru județ. Astfel trebuie gândite listele și la, în cadrul UAT-urilor și la nivelul județului. Sunt oameni care au știut din primul moment ce li se cuvine, unde se poziționează pe lista la județ. Nu au fost discuții contradictorii, poate au fost discuții mai lungi constructive, să înțeleagă fiecare unde este locul. Dar aceste discuții constructive au fost făcute cu multe luni înainte. Nu discutăm de acum face Partidul Mișcarea Populară, face lista pe ultima sută cu două ore înainte de a le depune. Nu, listele Partidului Mișcarea Populară erau pregătite, cred, de la sfârșitul anului trecut. Dacă vă aduceți bine aminte, noi am început campania în 31 ianuarie, când am făcut lansarea candidaților la Piatra Neamț. Asta am și întrebat. Și nu era normal să venim să schimbăm, ce să le spunem. În momentul în care am găsit un mod de a prioritiza, un mod de a crea listele, să vină alți oameni, să ce? Nu. Prioritar în Partidul Mișcarea Populară sunt rezultatele, este munca în echipă, integrarea în echipă, și rezultatele și victoria să fie în totalitatea echipei. De asta spuneam că noi nu gândim un vârf de lance, noi gândim o echipă, o familie. De asta tot timpul am spus familia PMP. Pierdem timp în discuții, discutăm ore întregi, zile întregi pe proiecte. Mai am eu o vorbă și o spun. Din 10 minți proaste poți să scoți o idee mai bună decât a unui premiu Nobel. Pentru că fiecare om are intervenția lui și poziția lui față de un anumit lucru. Aducându-le și discutând cu fiecare, putem găsi soluția cea mai bună. La fel gândim și administrația. Administrația locală trebuie făcută în parteneriat cu cetățeanul. De ce? Pentru că fiecare vine cu o soluție, cu o idee. În momentul în care discutăm cu toți, găsim prioritățile orașului, găsim necesitățile de care avem nevoie, lucrurile care trebuie schimbate în județ, în municipiul Piatra Neamț, după care facem o prioritizare a lor, sigur, sigur, lucrurile merg numai pe un făgaș bun, un făgaș normal. Inclusiv cetățeanul va fi foarte mulțumit pentru că are un grafic a lucrurilor așa cum trebuie să se întâmple și atunci încrederea față de noi va fi foarte mare. Iar o prioritate a Partidului Mișcarea Populară este aceea de a reda cetățenilor încrederea în clasa politică. Dacă nu reușim, și aici trebuie să luptăm cu toții, cetățeanul să înțeleagă că clasa politică,
Oamenii care conduc UAT-urile sunt oameni care muncesc pentru cetățean. Este Bogdan, important... Vă opresc un pic. Nu cetățeanul este vinovat că nu are încredere asta, în casa politică. Asta am spus și noi. Și pe mine, cineva care este pe o funcție, trebuie să mă convingă că este în funcția respectivă în binele cetățeanului, pentru binele cetățeanului. Cum să vă spun, este foarte, foarte ok să avem încredere, dar eu vă pot face acum o listă, uite așa, închid ochii și vă spun 20 de argumente pentru care să nu am încredere. Bun, și nu vă doriți să ajungă oameni care... Încă o dată vă spun, nu fac parte din echipa de voluntari, a niciun candidat din primăria, de la București. Păi nu, dar deci cu poate, dorința știți cum e, și poate e, mai, și... poate e mai bine să nu faceți parte din echipa de voluntari a niciunui candidat pentru a, putea fi, pentru a putea fi imparțial. Dar mi-aș dori din tot sufletul și dumneavoastră și presa în general să fie... să ajungă și la momentul în care să spună, domnule, din echipele astea, credem că asta sau cealaltă este echipa cea mai bună, echipa care poate să îmi readucă încrederea în clasa politică. Pentru că sunt oameni care, la care ai speranță sau vezi că poți să schimbi ceva, sunt oameni care nu-ți dau nici acea speranță, nici acea șansă de a mai spera. Deci prioritar este și eu visez, exact cum am spus că cu visul, cu unirea dreptei, cu ăsta, și acest lucru este un vis al meu, de a reda încrederea în clasa politică. Eu mi-aduc aminte de un coșmar. Prin 2012, domnul Chitic, nu mai țin minte. Se făcuse o alianță de mare succes. Apel? Nu, USL. Deci o alianță de mare succes. Din punctul meu de vedere, ca cetățean, un coșmar. O alianță între stânga și dreapta pe care nimeni nu mi-o explică. După aceea apel. Avem o groază de lucruri. Haideți să ne apropiem de finalul emisiunii. Haideți să trecem și la niște lucruri concrete, că mă tot întreabă lumea. Zice, domne, hai, treabă aici, pe asta, așa. Domnul primar, ce nu vă place la Piatra Neamț? Domnul Gavrilescu, ce nu vă place în județul Neamț? Da, sunt evident că nu-i totul perfect aici, depinde la ce vă referiți, la cum arată orașul sau la oameni sau la oamenii politici. Deci nu știu în ce direcție merge exact întrebarea. Nu oameni, da? Politici, nu mă interesează. Vă referiți la orașul în sine. Orașul în sine, care este prioritatea și a dumneavoastră și a mea și a domnului Gavrilescu, cel puțin așa presupunem noi. Noi chiar avem șansa să trăim într-un oraș foarte frumos, în primul rând datorită cadrului natural deosebit și a climei din acest oraș. Acest oraș are mare potențial, e un oraș de suflet pentru toți cei care locuim în el și eu știu că și atunci când îl părăsim, vorbim cu drag despre orașul nostru și aici mă refer la cei care sunt, în principal la cei care sunt plecați afară în străinătate. Evident că nu este totul perfect, sunt întotdeauna foarte multe lucruri de rezolvat, nici noi nu spunem că am făcut tot ce se putea face în acest mandat. Sunt lucruri pe care mi-aș fi dorit să le facem și n-am reușit, dar important este că în cei 4 ani, 2016-2020, am realizat o temelie solidă pentru dezvoltarea acestui oraș. Atunci perspectiva este foarte bună din acest punct de vedere. În sensul că, spuneam de datorii, le-am redus la mai puțin de jumătate și am crescut în același timp bugetul orașului. Practic, astăzi, suma lunară pe care o plătim, cei 3,2 milioane de lei, reprezintă un procent mai mic din bugetul acestei localități. Un alt aspect este faptul că am instalat și trebuie să spunem că mai există încă pași de făcut și vom face acea normalitate în administrație pe care oamenii și-o doresc. Am spus eu și data trecută la dumneavoastră în emisiune că sunt trei elemente fundamentale a acestui
mandat al meu de primar la Piatra Neamț. Faptul că am stabilizat financiar primăria și am eliminat riscurile financiare ca să putem funcționa și să putem să ne dezvoltăm, am deschis primăria pentru dialogul cu cetățeanul și practic cetățenii au acces facil la primăria Piatra Neamț, la conducerea primăriei Piatra Neamț și sunt implicați în proiectele pe care vrem să le facem. Și un al treilea element este faptul că am atras fonduri europene pentru a dezvolta orașul Piatra Neamț în următoarea perioadă. Acestea sunt elementele esențiale și fundamentale ale mandatului meu de primar și ale perioadei următoare pe care eu cred că o voi avea la primăria Piatra Neamț și o vom avea, de fapt, împreună cu echipa Mișcarea Populară în următorii 4 ani. Domnul Bogdan? La nivelul județului este strict prioritar sau foarte repede trebuie să ne ocupăm de conectivitatea județului la vestul Europei, la restul României. În momentul în care vom rezolva aceste drumuri de acces care să micșoreze timpii de deplasare între granița cu Uniunea Europeană, cu siguranță vom reuși să aducem investitori, vom reuși să creștem turismul în județul Neamț, pentru că sunt multe discuții. Am discutat cu mulți oameni din afara județului Neamț și au spus: Bogdan, este foarte greu de ajuns în județul Neamț, timpii de a ne deplasa acolo sunt foarte mari. Deci, în momentul în care vom reuși să micșorăm timpii de deplasare de la București, de la Oradea spre Piatra Neamț, vom găsi soluții și investitorii vor veni și în județul Neamț. Acest lucru a stat la baza discuției și promovării autostrăzii Iași-Târgu Mureș, pentru că Moldova a fost uitată, a fost lăsată pe ultimul loc. Este primul pas pentru a readuce Moldova acolo unde este locul, acolo unde să creeze interes să vină investitorii în județ, să putem schimba fața acestui județ. Fața acestui județ putem să o schimbăm și împreună cu investitorii privați. Nu putem numai noi UAT-urile. Nu putem să dezvoltăm județul și localitățile fără investiții masive din privat. Trebuie să vină alături în județul nostru, să vină oameni, firme, care să poată crea locuri de muncă, să poată crea baze, parcuri industriale, oameni care să creeze hub-uri de activitate pentru activități private și pentru investiții masive din privat. Acum, rapid, că trebuie să răspundem, că altfel oamenii se supără, dar îmi pare rău, dar haide să începem pe rând, așa ca să nu le mai... Deci, domnul Daniel, bună dimineața, domnul Bănescu, am o întrebare pentru domnul primar. Asfaltarea drumului de la Colibele Haiducilor până la Gospodina, ați făcut un material video, etc. Deci, da, concret. Și scurt, că avem da, multe. Tronsonul cuprins între punctul Belvedere și Gospodina, pentru că acolo este cel afectat, este un proiect care avem bani în bugetul local, este în stadiu de obținere a vizelor, pentru că trebuie și o consolidare a drumului. Sperăm anul ăsta să fie făcut. Da. Domnul, de fapt, cred că pentru amândoi, nu-mi dau seama. În Neam sunt 20.000 de persoane cu dizabilități. În exercițiul următor, spune domnul, trebuie gândit o colaborare între localități și județe, în așa fel încât cetățenii să nu mai fie trimiși de la Ana la Caiafa. Probabil da, este un caz general. E vorba de servicii sociale. Și da, este iar un lucru care trebuie avut foarte mare grijă în viitorul Consiliului Județean.
repartizarea banilor să se facă pe un criteriu foarte bine gândit și stabil. Nu este normal ca o localitate de un sfert de mărimea Piatra Neamțului să primească mai mulți bani decât un municipiu reședință de județ. Deci, în momentul în care vom reuși să creăm criterii foarte clare, fiecare reprezentant al UAT-urilor știe la ce bani se primește, va primi și poate să-și facă o prognoză la investițiilor viitoare. Haideți că primesc foarte multe întrebări, de fapt întrebări, observații vis-a-vis de PMP în mandatul trecut, adică în cei 4 ani de zile. Întrebare directă. Domnule Gavrilescu, și chiar țin minte că vorbeam cu dumneavoastră zilele trecute, că asta ar trebui să explicați. Când ați menționat ideea de unire a dreptei, mi-am amintit că acum 4 ani vă uneați cu stânga și a stat așa vreun an de zile. Haideți explicați ce a fost atunci, pentru că nu e o perioadă de care nici domnul primar să-și aducă aminte cu multă bucurie. Da. Dacă mi-aduc eu bine aminte, nu? Bun. Decizia la momentul respectiv a fost luată tot pentru că dreapta, Partidul Național Liberal, nu a vrut să stea la masă, nu a vrut să discute cu, sau nu ne-au văzut parteneri. Nu a văzut PMP-ul partener în momentul respectiv. Dar să știți că să aducem aminte că atunci voturile PMP-ului erau decisive pentru majoritatea. Crearea majorității. Să nu uităm că la PMP atunci a candidat la Piatra Neamț o altă persoană care a avut un cuvânt greu de spus la aceste negocieri și care astăzi este vicepreședinte al Consiliului Județean. Ne-am susținut de PSD. Dar vreau să confirm, dar eu cred că s-a văzut că am fost unul din oamenii care am luptat foarte mult pentru a uni dreapta. Cred că a fost un moment în care chiar am luat o decizie peste capul partidului, peste deciziile partidului la momentul respectiv. Vă rog, asta e important de explicat. Eu vă confirm că Bogdan a luptat pentru a face majoritate cu dreapta. Și nu a fost niciodată, nu am avut niciodată gândire sau dorință de a mă duce în altă direcție decât aceea de a uni dreapta. Iar schimbarea de majoritate în 2016 se datorează lui Bogdan în privința PMP-ului. Deci discuțiile care au dus, după aceea a urmat chiar schimbarea la nivelul organizației. Și a urmat schimbarea la nivelul organizației și la nivelul național, dacă vă aduceți aminte. Undeva la 6 luni de zile au început ușor, ușor organizațiile să schimbe și au fost discuții multe, multe la nivel central și acum vreau să vă spun că au fost discuții în ce direcție, dacă vrem să creăm și toate organizațiile, toți președinții de organizații au preferat să meargă cu PMP-ul pe o traiectorie stabilă, singuri, pentru că unul la mână, vrem să ne măsurăm, pentru că este o măsurătoare reală care o fac oamenii, doi la mână, să nu uităm că ultimul an de zile noi tot am încercat unirea acestei drepte. Am întins nu o mână, mai multe mâini dreptei. Și în continuare nu au găsit bunăvoința de a dori să întoarcă fața spre PMP. Eu niciodată nu voi încerca să mă uit în altă parte decât la colegii mei. Pentru că împreună cu colegii mei, împreună cu oamenii de bună credință, putem schimba lucrurile. Da. Mai sunt foarte multe întrebări. Din păcate nu prea mai avem timp. Eu aș vrea să încheiem într-o notă care să ne distanțeze puțin de județul Neamț, de Piatra Neamț. Ce părere aveți de revenirea în
cursă, ca să spun așa, a lui Traian Băsescu. Este, din punctul meu de vedere, la nivel național, unul din punctele de interes. Aș vrea să subliniez tot eu în principal și după aceea poate completa și Dragoș. Discuțiile acestea au apărut după... Mi se pare o similitudine. Exact, exact. Vreți să vă spun că candidatul USR-PNL este candidatul găsit și scos din lada cu zestre de Partidul Mișcarea Populară și de președintele Traian Băsescu. Președintele Traian Băsescu și Partidul Mișcarea Populară au fost primii care au propus persoana să reprezinte toată dreapta. În momentul în care au hotărât că nu au nevoie la masa dreptei de Partidul Mișcarea Populară, era normal să găsim o alternativă și cel mai bun om pentru a duce lupta cu candidatul dreptei este președintele Traian Băsescu, iar din culise, dacă vreți să vă spun așa, președintele Traian Băsescu a zis că își asumă această bătălie pentru că el a fost omul care a spus că este, a inventat acest om pentru a uni dreapta. Da, e o mișcare foarte bună, nu numai pentru PMP București, care va avea un câștig, de aceea v-am și întrebat, ci pentru PMP la nivel național, inclusiv aici la Piatra Neamț. Da, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Ca tuturor invitaților de până acum, vă doresc succes și vă rog frumos să aveți grijă la mesajele pe care le postați pe Facebook, ca să nu poată fi interpretate, ca să ne aducem aminte de... Oricum, cred că de când am creat, am făcut această echipă și am anunțat această echipă, găsesc tot soiul de interpretări la mesajele noastre. Noi încercăm să fim la fel de vertical ca și până acum. Cele bune, oameni buni, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Să ne vedem sănătoși mâine dimineață. Sincer, nici nu mai știu cine vine. O să vedem, ne uităm în agenda și anunțăm. Cele bune, numai bine!